Bă, ești nebun. Bă, ești prost. Mamă, 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 ce probleme am avut. Erau să ne elimine ăștia, de ca nimeni, că nici n-am auzit de ei până acum. Bă, dar cum a fost jocul? Prima oră a fost a noastră. Apoi au venit două goluri din nimic ale lor, unul după altul, țac, pac. Finalul le-a aparținut, că era să fie 3-0, am zis că nebunesc. După care, în prelungiri, am fost pe ei, i-am tocat și am dat un gol meritat, un gol superb, bravo, Chipciu, ți-ai adus aminte că știi fotbal? Bă, și ne-am calificat, dar cu ce emoții ne-am calificat, ești nebun? Mamă, 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 mamă! Bine a zis cine a zis că nu mai sunt echipe mici. Și din păcate această vorbă se potrivește perfect atunci când o echipă românească întâlnește o echipă mai slab cotată decât ea. Păi, bai, 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 ce dezastru era să fie. Hai, cum era să ne elimine ăștia? Bine că nu s-a întâmplat. Și acum, în turul 2, avem noroc. Teoretic, da, că jucăm chiar cu niște coate goale pe care trebuie să-i batem cu 3-0 tur-retur, dar sper așa să și fie. Mamă, 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 mamă. Și bunică, tată, ai mult de muncă. Ai de muncă la greu. Voi ce ziceți? Tot așa de șocați ați fost ca mine? Pentru că eu altceva nu mai am ce să mai zic. Asta a fost părerea mea de după acest meci. Eu sunt Adi, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă aștept în comentarii să socializăm, să disecăm acest meci și să ne revenim un pic. Să ne revenim că nu mai pot. Nu mai pot, frate, nu pot să cred că am avut emoții la o asemenea meci. Păi ce urmează după aia? Ce urmează? Bine, acum teoretic urmează un meci bun, dar după aia... Ai, 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 ai. Sper să nu am aceleași emoții și în Conference League. Sper că echipele românești, măcar în al doilea tur, nu vor avea asemenea probleme și nu ne vor crea asemenea emoții. Măcar la început, măcar cu dreptul să pășim, măcar 6 puncte să facem tur-retur, fraților, măcar prima oară. Haideți că se poate, nu? Hai, forța România!